În apropierea sărbătorii de Crăciun, bunicii din centrul rezidențial pentru persoane vârstnice din municipiul Pașcani au primit colindători și nu oricum, ci o ceată frumoasă de păstrători de tradiții, îmbrăcați în portul popular românesc, grupul Străjerii Moldovei, coordonați de profesoara Mihaela Ungureanu. Ideea vizitei a fost a organizației social-democrate din municipiu, condusă de fostul primar Dumitru Pantazi. Politicienii le-au dus daruri bătrâneilor, pături și pernuțe cu simboluri de sărbători, căni, ornamente de Crăciun și prăjituri. Țin să vă mulțumesc în mod deosebit că ne-ați facilitat această posibilitate astăzi, ca împreună cu un grup de consilieri și cu doamna inspector Farcaș, împreună cu acest minunat grup de colindători, pentru care îi mulțumim doamnei Mihaele împreună cu tot grupul, că ne-a facilitat această posibilitate, astfel încât să fim astăzi în mijlocul dumneavoastră și să vă urăm din tot sufletul sănătate în primul rând, că sunt convins că de asta este nevoie cel mai mult pentru toți, nu numai pentru noastră, pentru noi toți este nevoie de sănătate, să aducem un dram de bucurie în sufletul noastră prin aceste frumoase colinde și uitându-vă și la acest port deosebit de frumos, să încercăm să fim alături astfel încât dumneavoastră să vă bucurați că nașterea Domnului se apropie și sigur nu cred că este om sau casă, familie care să nu se bucure de acest eveniment. Mulțumesc încă o dată și noi am venit cu o mică atenție pentru fiecare, iar pentru că sunt convins că acest imobil, care este destul de frumos, cămin frumos, are nevoie de mulți bani pentru întreținere, promit și o sponsorizare pentru ca dumneavoastră să beneficiați de condițiile cele mai bune. Vestea nașterii Domnului a fost adusă de grupul de colindători prin frumoasele colinde românești. Alături de ei a fost și părintele Costel Olaru, cel care a construit căminul pentru bătrâni. Măi copii, v-aș mânca, de frumos ce sunteți. Ați venit aici la un așezământ de bătrâni. Nu este azi. Așezământ de bătrâni. Cămin de bătrâni sau așezământ de bătrâni. Voi sunteți nepoții și strănepoții acestor bunici. Și ei, la rândul lor, au și ei copiii lor, au și ei nepoții lor, dar au venit aici pentru că ai lor copii sunt plecați în alte părți și nepoții nu mai vin acum acasă. O să vină. Cum spune în cântecul ăla, cântă cucu de răsfățul Corvină. O să vină, poate la primăvară. Dar voi ați venit acum, copiii mei dragi, și ați adus o bucurie, o bucurie mare, Domnului. Ce bucurie ați făcut acestor oameni care și-au văzut copiii și nepoții. De precizat este faptul că în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice din municipiul Pașcani de pe strada Moldovei locuiesc 20 de persoane.